Și am început să lucrez. Că nu mai era posibilitate cu ce să plătim curentul la casă. Nu mai era de mâncare, nu mai era posibilitate necesarul în casă, la familie. Am încercat să fac câinile astea, care tot m-a învățat un bătrân în România. M-a învățat pentru că a zis că dacă reușesc să plec într-o țară străină, a zis că o să reușesc să fac bani. Nu mulți bani, dar oricum. Am venit cu familia aici. Trei frați și o soră. Anul trecut. Pentru că nu mai era posibilitate în România să supraviețuiesc. Dorm într-o mașină cu trei prieteni care îi mai am. Un frate și un prieten și șoferul. Care patru. Dormim în mașină. Tragem într-un Tesco și dormim. E greu să dormi în mașină. E foarte greu. Dai cu seama, e diferență de la cer la pământ, pe un pat sau într-o mașină să dormi. Dacă prin 4-5 zile de muncă, eu n-am cum să reușesc să dorm mai multe nopți în mașină, că mi se închiloză picioarele. Soția ce e? Încearcă să mă respecte ca orice femeie, că vede că mă străduiesc și mă chinui pentru ei, să le aduc. Mai mă întreabă când o să ne fie și nou mai bine, cum e lumea de aici. Sunt fericit că așa văd. Facem tot posibilul să fie bine la copilul nostru. Păi e frumos că văd că lumea e fericită aici, când iese cu familia și se simte atât de fericit și eu stau la stradă și e cerșală ca un fel. Și mă simt de aiurea. Sunt atât de bucuros când ajung acasă la familie, mai ales când încerc fata de acum să-mi spună tată. Și eu mă simt atât de bucuros că îmi plutesc. Eu am avut seră acasă. Dar nu mi-ajungea banii pentru familie. Când am ajuns la Londra, am încercat să cânt cu acordeonul. Și a venit poliția și a spus că îmi trebuie license, nu-mi dă voie. Și am văzut un băiat că lucra, făcea câini și am început să fac și eu câini. Și am văzut că cu câinile nu m-am mai fugărit. M-a lăsat să fac câini. Cred că pentru asta majoritatea românilor fac câini. Nu face zgomot, nu deranjează. Lumea iubește mai mult arta. Câștigă poate mai bine un pic.
Deci am venit pentru familie, pentru bani. Din cauza că nu, în România nu este de lucru. Am 4 copii, am 2 băieți și 2 fete. Eu le-am spus că tot ce fac, fac pentru ei. Mi-am pregătit copiii din timp, că plec. Pur și simplu când am plecat, fetele dormeau. E greu să te desparți. Așa m-am urcat în taxi și am plecat. E tragic, îmi vine să plâng. Azi fata mea face 10 ani. Și nu i-am văzut de 7 luni. Și stau și mă întreb oare când pot să-mi țin copiii de mână și hai tata, spune o poveste. Cred că de asta mi-e cel mai dor. Când sunt mici, se pot să-i plimb cum face alții. Asta este cea mai mare dificultate. Chiar dacă îmi este greu, dar lucrez și sufăr pentru o cauză dreaptă, pentru ei. Am lucrat în centrala nucleară pe timpul lui Ceaușescu, timp termen de 18 ani, ca să fiu specialist. După asta, după Revoluție, am pierdut serviciu. Am venit la Londra cu un prieten din România. A zis că m-a dus la Londra ca să, că o să fie bine. Bun, aici, când am ajuns, greu a fost în viață datorită handicapului care l-am avut, știți? Ducându-mă la grădiniță, la vârsta de 6 ani și ori, m-a izbit o mașină și am căzut într-un șanț. Mi-a sărit șoldul de aici. Nu puteam să mă duc să lucrez unde vreau eu, că din cauza handicapului care l-am, eram respins. Știți că în țară e foarte greu. Eu deja, la vârsta mea de 51 de ani, nu mai am viitor. Vreau copii să fie. Am 4 copii. Dacă nu trimit eu de aici așa, acolo mor de foame. Ce să vă spun, dorul e foarte mare de despărțire, dar n-am ce să-i fac.
A fost perioade când n-am avut ce să mănânc și n-aveam ce să cumpăr, cumpăram. A fost o perioadă grea pe aici, foarte grea. A fost zile când ne-am rugat de multe ori moartea. Să termin o dată cu viața. Am zis să mor pe stradă. Credeam că nu mai reușesc să-mi văd familia mea. Au venit prieteni care au zis să ai răbdare și... aici o să fii bine și o să vezi tu. Asta mi-a fost soarta și trebuie să o duc. Sper să mă țină Dumnezeu sănătos. Să trec prin toate. Dacă mor pe străzile Londrei și tot, să-mi aduc măcar un copil aici. Deci talentul Dumnezeu mi l-a dat. Talentul ăsta care pot să supraviețuiesc. Asta sunt cursuri vieții. Unii le trec mai buni, alții le trec mai buni. Sper de la Dumnezeu că o să fie bine. Dar sperăm. Sper.